Vreau să vă arăt acum o victimă a traficului de copii, pentru că despre asta vorbim astăzi, oameni buni, despre traficul de copii, dacă vă vine să credeți. Pe acest copil îl cheamă Marius, l-am avut în emisiune, iar copilul ăsta, în loc să se bucure la vârsta lui, pentru că doar 11 ani are și a îndurat într-o viață cât alții în 10.000 de vieți, omul ăsta a fost vândut, pus să muncească la stână. Vreau să vedeți aceste imagini și apoi revenim în direct. Din câte da, nu și-a primit bani. Exact. Cum a fost acolo la stână? Prin soare rău. Era rău, nu? Da. Trebuia să stai după animale? Da. Era rău. Erau rele animalele? Da. El e Marius, un copil de 11 ani care duce pe umeri probleme și greutăți de om mare și a pierdut copilăria când a fost trimis să muncească la stână, departe de familie și de școală. Sau poate că nu a fost copil niciodată. Privirea lui ascunde multă durere. Pare încă foarte afectat de experiența de la stână. Vorbește despre ce i s-a întâmplat, dar dă impresia că nimeni nu va ști vreodată în totalitate prin ce a trecut. Câte ore munceai tu acolo? Cât te trezeai, la cât te culcai? Mă culcam la 8 și dimineața mă trezeam la 4. 4 dimineața? Da. Și nu erai obosit? Da, era. Mi-ai spus că la un moment dat plângeai și vrei să vii acasă și ai spus mamei tale, nu? Da, m-a dus acasă. O stat, un le-o dat, nu le-o mai dat bani, a plecat. Deci la stână, cum ar veni, la stână. Da, a plecat pe jos, nu merită deloc bine. Într-un final, Marius a reușit să scape din mâna celor care îl exploatau. Din păcate însă, după atâta trudă, a plecat și cu umilința de a nu fi plătit pentru eforturile depuse. În toată perioada petrecută acolo, a fost supus unor riscuri enorme, pentru că nu a vegheat nimeni pentru el în niciun fel. Și cât câștigau pe zi? Cât? 6 milioane pe zi. Pe lună. Pe lună. Și băietul 3 milioane, unul ăsta degeaba, băietul cel mai bine i-o dat nimic. Deci cel de 11 ani câștiga 3 milioane pe lună. Și ăla l-am zis 15 ani jumate. Cel de 11 ani cât câștigă? Nu i-a dat decât o căldare de brânză. Și nu v-a durut sufletul când au renunțat școală pentru muncă? Nu durut sufletul, dar dacă eu vine luna și n-aveam cu o pastele, ce era să fac? Ce boli aveți dumneavoastră? Am cu tensiunea, cu stoporoză, cu glandă, cu chiorul de vară și trebuie să mă operez, o tensiune m-am pălit și nu a fost și mă pansa și trebuie să mă operez, adică că sunt negri de tot, îs distrus. Mama lui Marius nu pare conștientă că, prin deciziile pe care le-a luat, i-a sacrificat copilăria lui Marius și l-a expus unor traume imense. La fel a procedat și cu frații lui Marius. Motivează că are probleme de sănătate și, prin urmare, puțină energie să se ocupe de altceva. Oful ei cel mare e însă că Marius s-a întors acasă fără bani, mai ales că trăiesc toți într-o sărăcie cruntă. Nu povestești mie, tu cum te joci? Sau ce faci tu când te joci cu copii? Nu am timp, fac treabă. Marius este unul dintre miile de copii exploatați. Povestea și durerea din ochii lui se repetă, din păcate, la atâția alții. Mulți dintre ei nici măcar nu au parte de norocul lui, dacă se poate spune așa, de a scăpa într-un final din mâinile exploatatorilor. Devin sclavi care își pierd identitatea și care ajung să fie supuși zi de zi unor umilințe de neimaginat. E înfiorător că există așa ceva, că există copii tratați ca sclavi. Da. Că părinții... Și ajungi la ce te-am întrebat eu. Spune mie acum, cel care i-a făcut asta, unde este? E acasă, bine mersi, se plimbă la aceleași mașini și exploatează probabil alți copii. Eu chiar nu știu unde e. Nu pot judeca un animal pentru care are instincte animalice, dragul meu, după mintea mea. Ce? Dar pentru toți ceilalți, eu... O, bune, vreau să fac o propunere legislativă, să punem legea Vlad Țepeș. Lui Țepeș îi plac și spațiile mici și lemnul. Și atunci, pentru tot ce ține de autoritate, să fie pedepsit cu asupra de măsură, adică nu așa tratat frumos și mângâiat. Să-i facem cunoștință cu dreptatea făcută pe vechi la noi, că poate și aduce aminte, nu?